Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată-ne că timpul se scurge. Suntem, George, a doua zi după ziua de ieri, nu a doua zi de când ne-am apucat de treabă. Aseară am terminat acest test superb, cu foarte multe chestii interesante. Testul acela care mi-a presupus ce? O întrebuințare maximă din partea noastră. Acum te-am rugat pe tine, George, să-ți alegi câteva probleme și să vedem ce chestiune ai tu care îți ridică și îți dă bătăie de cap. Te rog! Citește! Citește prima problemă la care te-ai oprit tu. Deci, să spunem, mergem în ideea aceea de a pune subiectele acelea de dificultate mare. Tu bănesc că le-ai ales așa ca și cum ar fost cele de ieri. E vorba de subiecte care se însemnece pregătirea pentru gătirea pentru centrele de excelență. Pregătire pentru centrele de excelență. Clasa A, a patra. Te rog, prima problemă la care te-ai oprit, la care tu ai insistat și ceva, ai condus-o într-un loc și nu reușești să o finalizezi. Te rog. Un excursionist dorește să străbată distanța de 258 de kilometri dintre orașele A și B pe jos cu... Stop, ușor, ușor. Să citesc și eu, să înțeleg și eu. Deci un excursionist... Dorește să străbată distanța de 258 de kilometri... Așa, dintre două orașe A și B. El pleacă de la A și ajunge la B. Distanța asta, George, ai spus că este că de 258 de kilometri. 258 de kilometri. Bun. Deci 258 kilometri distanța dintre cele două orașe. Bun. Pe jos, cu bicicleta și cu automobilul. Deci în trei variante. Merge o bucată de drum pe jos, cu bicicleta și respectiv cu automobilul. Cred că pe jos parcurge o distanță mai mică, îmi închipu eu, da? Pe jos, hai să spunem jos. Apoi cu bicicleta și cu automobilul, mașina. Cu mașina. Deci pe jos, cu piciorul, bicicletă și mașină. Da. În trei variante, am înțeles. Bun. Bine. Acum, când am mers cu bicicleta, a prins o viteză de 3 ori mai mare decât atunci când am mers pe jos. Și de 3 ori mai mică decât atunci când am mers cu mașina. Mai rar că eu sunt la prima întâlnire cu problema. Tu o citești foarte repede. Dar asta este și un secret. Trebuie să o citești rar ca să poți să înțeleg conținutul. Te rog. Când am mers cu bicicleta, a prins o viteză de 3 ori mai mare decât atunci când am mers pe jos. Așa. Deci cu bicicleta, viteza, hai spune, viteza cu bicicleta, cu B, că la viteză s-a referit autorul, viteza cu bicicleta, este egal cu de 3 ori viteza pe J, jos. Nu? Da. De 3 ori viteza. Atât e de mult mai mare, de 3 ori viteza. Deci viteza cu bicicleta e de 3 ori viteza pe jos. Eu ce, să traduc problema, să văd ce spun. Mai departe? Și de 3 ori mai mică decât atunci când am mers cu mașina. Adică cu mașina e de 3 ori față de bicicletă? Da. Că zice că cu bicicleta e de 3 ori mai mică decât mașina, adică mașina e mai mare și de firea să fie așa. Da. Deci viteza cu mașina, VM, este egal cu de 3 ori viteza cu bicicleta. Da. Da? Da. O deschide cartea și o ții jos, așa, ca să citim cu grijă. Citim încă o dată. Deci, viteza cu bicicleta e de 3 ori mai mare decât viteza cu pe jos. Iar viteza cu mașina este de 3 ori față de viteza cu bicicleta. Viteza, da, pe care vrei să o cu bicicleta. Mai departe.
Știind că pe jos am mers timp de o oră cu bicicleta 5 ori, iar pe mașina 3 ore. Știind că pe jos am mers? Știind că pe jos am mers timp de o oră. O oră. Una H. Da? O oră. Cu bicicleta? Cu bicicleta 5 ore. 5 ore. Așa. Da. Și iar cu mașina 3 ore. 3 ore. Da. Da. Și că viteza se măsoară în kilometri oră. Și că viteza se măsoară, viteza egal cu kilometri pe oră. Da? Viteza înseamnă da. Măsurată în kilometri pe oră. Da. Da. Află cu ce viteză am mers de fiecare dată. Să aflăm. Întrebare. Vezi, astea sunt altele probleme. Adică cine a oferit autorul? În conținutul său. Da. Acum, în concluzie, ce ne cere? Te rog să te datezi așa ca mine, da? Deci, toate lucrurile acestea care le-am făcut eu, o să le ai și tu pe caietel. Și, în concluzie, ne cere, prima întrebare este să aflăm? Prima întrebare este să aflăm viteza cu care mers fiecare. Deci, ve jos, viteza pe jos egal cu cine? Viteza bicicletei egal când am mers biciclete, care a fost viteza? Și viteza cu mașina cu cine este egal? Mă citește problema când nu e clar. N-am încă datele probleme, sunt în ceață. Un excursionist dorește să străbată distanța de 258 de kilometri dintre orașele... Toată distanța e de 258, asta scăpasem din vedere. Cel mai esențial lucru. De-aia, vezi tu, eu nu știam să leg lucrurile. Scăpasem că 258 de kilometri este distanța de la A la B. Distanța de la A la B. Da? Distanța asta e de 258 de kilometri. Foarte tare. Și că el merge în trei variante. Merge pe jos, da, cu bicicleta și cu, automobilul. Și cu mașina. Sau cu automobilul, da? Da. Pe jos merge o oră. Când mergi cu bicicleta, prețul de trei ori mai mare. Da, dar să le vedem cât timp merge și până și vedem și viteză. Deci, să revenim. Deci, el merge pe jos o oră, cu bicicleta 5 ore și cu mașina 3 ore. Da? Da. Mai știm un lucru, că viteza, cum e de aștepta, viteza cu bicicleta e de 3 ori cât viteza? Mai mare. Da? De câte ori viteza pe jos, da? Și viteza cu mașina e de 3 ori cât viteza cu bicicleta. Da. Ar zice așa, egal aici. Dar viteza cu bicicleta, eu știu că e de 3 ori față de cea de pe jos. Viteza în mașină e de 6 ori mai mare decât viteza pe jos. De 6 sau din 9? De 9. De 6. Eu cred că de 9. Uite, hai să înlocui. Dacă asta, viteza cu bicicleta, e de 3 ori mai mare decât asta pe jos. Iar viteza cu bicicleta... Cu mașina de 3 ori cât viteza cu bicicleta, nu-i 3 ori 3? Da. Nu? Da. Nu-i 3 plus 3? Da. Vezi? Aici este un moment de slăbiciune al tău. La ce te-ai gândit când ai zis 3 plus 3? De ce ai zis 3 plus 3? Nu știu. Păi, hai să vedem. Trebuie să vedem în concret. Nu putem să vorbim înainte de a fi rezultatul. Ceea ce spunem este rezultatul gândirii noastre. Da? Spunem așa. Încă o dată. Deci, viteza cu bicicleta e de 3 ori cât viteza pe jos. Da. Iar viteza mașinii e de 3 ori cât viteza bicicletei. Dacă pe viteza bicicletei o pun aici, hai să vedem, egal mai departe cu 3-ul ăsta,
Ori, în loc de VB, am să spun cât e VB. Cât e VB? 3 VJ. Viteza pe jos. Da. Vine 3 ori 3 VJ. Scrie, te rog și vorbești, ca să mă duci. Deci, zicem, viteza... Aia este scrisă, VB egal cu VM egal... Da. Da? Și VM egal cu 3 VB egal cu 3 ori 3 VJ. Și cât vine 3 ori 3? 9. Deci egal cu 9 VJ. Da? 9 VJ. Iată că am arătat că viteza mașinii de 9 ori cât viteza... Da. Nu de 6. Acum ai sesizat că ai avut slăbiciune și... Ești mai numai atent altă dată ca să nu mai să-ți recoare slăbiciunea de acestea. Bun. Hai să ne închipuim printr-un segment. Fii atent ce fac eu acum. Printr-un segment reprezint viteza pe jos. Da. Viteza pe jos, da? Da. Câte segmente pentru viteza cu bicicleta trebuie să pun? Dacă viteza... Pe jos e un singur segment. Viteza... 5. Nu, păi uite, e de 3 ori. De 3 ori, dar mă gândeam că e de 5 ori. O să gândim și acolo, legăm noi lucrurile așeze. Dar deocamdată vreau să văd raportul cu viteza. Da. Deci viteza pe jos... Da. Este segmentul ăsta. Da. Viteza pentru bicicletă. Ce ar însemna viteza pentru bicicletă? Câte segmente să fac de desubt? 3. Uite, fac 3. 1... 2, 3. Așa se reprezintă viteza bicicletei. Da. E de 3 ori. Dar pentru viteza mașinii, ce ar trebui să fac? Nu. Ce faci? 9. Uite, am și zis, 3 ori 3, 9. 9, dar de viteza, sigur că da. 1, hai te rog, lucrezi și tu. Exact ce fac eu, faci și tu. Da? Tu, eu nu mai fac nimic până când tu nu-mi dictezi. Ai scris viteza. Da? Printr-un singur segment de viteză. Tu poți să folosești pătrățelele. Deci un pătrățel de acela, da. Ai, da? Bun. Încă un segment. Deci 9 trebuie să avem, nu? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asta e viteza... Viteza cui? Viteza? Mașinii, sigur că da. Atenție acum! Dacă mulțești viteza cu timpul care se desfășoară acțiunea, uite, de la 'ai mers cu mașina, nu? Da. Să spunem că viteza e de 60 km pe oră. Adică faci 60, te uita la bord la tata din multe ori, 60 pe oră. Adică într-o oră faci 60 de kilometri. Da. În două ore cât ar să facă? 120. 120, de două ori mai mult, de trei ori mai mult. Da? Acum, câte ore merge? O oră. O oră merge pe jos. Da. Faci o distanță. Da. Nu știu noi. Fiindcă mulțim viteza cu o oră, face distanța, o anumită distanță. Uite, să spun că face distanța asta, un pic mai mare decât V-ul de aici. Am să iau așa. Deci, haideți să vedem așa. Într-o oră, face spațiu pe jos. Adică distanța pe jos. Da. Într-o oră. Da. Cu bicicleta. Într-o singură oră, cât ar să facă într-o singură oră? De 3 ori mai mult. Da. Pentru că are viteza mai mare. Da. Deci, într-o singură oră, va face ca spațiu
Ăsta de aici, de 3 ori multiplicat. Deci va face așa, ăsta e spațiul o dată, încă o dată și încă o dată. Da. Deci asta e distanța într-o oră, da? Distanța pe care o face într-o oră pe jos, sau spațiu, cum ai zis eu. Hai să zicem distanța, dar tu ai înțeles bine la ce mă refer? La numărul de kilometri pe care l-ai făcut într-o oră, da? Acum aici e distanța bicicletei într-o oră, punem H așa, într-o oră, distanța pe care o face bicicleta într-o oră, și acum când o să pun de 9 ori, de 9 ori, voi avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va reprezenta ceea ce scriu acum, distanța pe care o face mașina, tot într-o oră. Da. Tot într-o oră. Deci, pe jos face atât. Da. Cum bicicleta face atât, de 3 ori mai mult. Da. Și cu mașina face de 3 ori, de 9 ori mai mult. Da. Da, dar acum spune autorul. Cu bicicleta, cu pe jos merge o oră. Foarte bun. Asta rămâne de bază. Da. Dar cu bicicleta câte ore merge? 5. Adică 5 cu ori 3. Adică ăsta o dată și trebuie să o multiplicăm de 5 ori. Adică se produce segmente. Oi, extraordinar. Putem să scriem ori 5 direct, ca să nu mai scriem. Hai să figurăm, să le prietenii noștri să înțeleagă bine ce facem. Deci punem segmente de ăsta, puncte segmente, că nu-mi cap, nu-mi în cap aici, da? Puncte segmente de acestea, în total, ăsta e al 15-lea, da? 15-lea. Deci ăsta e primul, al doilea, al treilea și tot așa, de 5 ori, 5 ori 3, 15. Da. De acord? Da. Dar cu mașina, câte ore face? Cu mașina, 3 ori. Și cum într-o singură ori face 9 segmente de astea? 9 ori 3, 27. 27 trebuie să pun. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puncte. Ultimul este al 27-lea. 27 de astfel de segmente. Pentru că e 9. 9, 9, 9, 3, 27. Da. Și ajunge tocmai în B. A plecat din A, așa a ajuns în B. Deci, numărul total de segmente de aici reprezintă, de fapt, toată distanța. Da. Și câte segmente sunt aici? Păi, 43. Deci, ai zis foarte bine 16 și cu 27, 43. Deci, 43 segmente pe jos. Da? 43 de segmente care a însemnat mărimea pe jos. Da. Păi 43 înseamnă 258 de kilometri. 258 de kilometri. Da. Și la, ca să vedem cât reprezintă un singur segment, împărțim 258 la 43. Sigur că da. Deci operația, dacă atâtea segmente pe jos, 43 fac 258, atunci un singur segment pe jos, singur segment pe jos este egal cu 258 împărțit la cât? La 43. Sper să se împartă exact. Vreau neapărat să împarte exact. Dacă nu se împarte, e foarte supărat. O, imediat. Ca... Câte ori să fie oare? 6, cred că de 6 ori. Cred că de 6 ori. De ce te gândi la 6? Hai să... Pentru că 6 ori trebuie să te gândi cu 18. 8-ul ăsta te controlează și mai ales 4 în 25, cam de 6 ori, 6 ori 4, 24. Perfect te-ai gândit. Deci 6 ori, 6 ori 3, 18, 8 și 1, 6 ori 4, 24 și cum 25. Super, super. 6 km înseamnă, 6 km un segment de ăsta. Dar ăsta înseamnă, de fapt, cât au mers el pe jos, o singură oră. Da. De 6 km înseamnă
fiindcă e o singură oră, înseamnă viteza pe jos. Da. Chiar viteza pe jos o avem acum. Deci viteza pe jos, viteza J egal, viteza pe jos, fiindcă o vezi o singură oră, da, este egal cu 6 km pe oră. Așa, viteza se măsoară în kilometri pe oră. Da. Bun. Am aflat viteza pe jos. Am aflat viteza pe jos. Păi acum e ușor. De 16 ori 15 de viteză. 16 ori cât? 15. Nu 16 ori 15, 6 ori. Așa, așa, după aia am zis 16. Te-am înțeles, gata. De 6 ori 15 îți dă tocmai ce îți dă? Toată distanța pe care o parci cu bicicleta. Da. Dar aia o șmecherie mai tare. Ca să afli viteza cu bicicleta, știi că e de 3 ori cât viteza pe jos. Da, deci și mai pierd tot timpul, mă, nu mai pierd timpul. Da? Da. Deci viteza pe bicicletă egal cu de 3 ori viteza pe jos și este egal cu de 3 ori 6, 3 ori 6, 18. Faci 18 km pe oră. Asta e viteza bicicletei. Da. Și cu mașina cum fac? Păi cu mașina, se pune, cum zice, 6 ori 9. 6 ori 9, foarte tare, că avem aici. Viteza mașinii este egal cu 6 ori 9, 54 km pe oră. Și cu asta am aflat, superb, am aflat vitezele a biciclistului, a viteza pe jos, viteza biciclistului și viteza mașinii. Ne mai pomenit, dar eu sunt acum încă cu întrebare după mine. Hai să aflăm și distanțele pe care le-au parcurs fiecare. Vreau distanțele parcurse de fiecare. E ușor. Cum faci? Știu că este ecuație, ceva cu... Nu e ecuație, nu știu, eu gândesc aici la mine acasă. Băi, trebuie să gândesc așa, trebuie să aflu distanța. Uite, distanța bicicletei e de 15 ori distanța de pe jos. De 15 ori, nu am făcut 15 segmente? Da. Și cât e un segment la distanța pe jos? Distanța pe jos am aflat un segment de 6 km. Și dacă 6 km... 6 ori 15, ăsta ar fi toată distanța când duc pe, bici, da, pe bicicletă. Deci, hai să spunem, distanța, cum am zis, spațiul sau distanța pe bicicletă, distanța pe bicicletă este egal cu 6 ori, nu? 6 ori 15. Deci 15 distanțe de acestea am văzut noi. Și 6 ori 15 este egal cât? Este 90. 90 de kilometri. 90 kilometri. Distanța cu mașina este egal de câte ori? De câte ori de astea micuțe? 20. De 27 de ori. Este egal. Hai, scrie, te rog. Nu te... Da, mă gândeam că nu este... Nu ajungem aici, nu ajungem la 28, ajungem, mă, că am făcut o treabă bună. Deci distanța cu mașina este egal de 27 ori 6, sau 6 ori 27. Da. 6 ori 7, 42. Hai, te rog, du-mă, că eu mai pot greși. Da, da, pot greși la mulțire, știi? Deci... Câte 132. Văd că eu puteam să greșesc. Deci 162 km. Da. Și acum, da, acum e emoția mare. Dacă le adunăm pe toate cele 3, 162 cu 90 și cu 6, trebuie să-mi dea 258. Dacă nu-mi dă, închid camera și am fugit afară. Vă dă. Da? Ia să văd, mă. Deci, distanța totală, da? Facem o probă. Distanța totală este egal cu 6 plus 90 plus 162 și face... Este egal cu 96 8, plus 162 este egal cu 8 la unități. 8
6, 9, 5. 258. Excelent. Acum mă uit în fața camerei cu zâmbetul pe buze, cu ochii radiind de bucurie, că a făcut problema. George, ce ți-a părut aici interesant? Hai să vedem. A fost problema aleasă de tine. Tu ai fost cel care ai analizat-o și ceva nu ți-a mers. Unde? Acum poți să spui. Iată, unde m-am împotmolit eu? Nu știam cum să reprezentez, cum să zic eu așa, cum să reprezint... Figurativ. Deci figurativ tu nu ai înțeles așa. Că, iată, eu cum am pornit? Haideți să vedem concret. Ești convins că e la prima citire problema asta, da? Da. Deci vezi ce se întâmplă la mine acum. Fiind la prima citire și faptul că am și reușit să o fac. Nu uita că am secretul acela când zic Doamne ajută, dar eu zic din tot sufletul meu. Zic Doamne ajută pentru că eu de fiecare dată mă aflu în situația aceea când mă confrunt cu un necunoscut. E o situație foarte dificilă pe care mi-o asum. E în fața camerei. Dar trăirea e naturală. Eu sunt conectat foarte tare la problemă. Asta transmit eu prietenilor mei. Ca să reușești, nu poți să stai ca la plajă în fața problemei și problema să se facă singură. Nu! Trebuie să trăiască cum trăiesc eu. Așa se întâmplă. De ce am făcut așa? Spuneam, rar, George, citește-mi rar, că de la A la B, nu, se merge în trei variante. Pe jos, și am zis jos, cu bicicleta și cu mașina. Deci în trei variante. Jos, bicicletă și mașină. Da. Asta am reprezentat eu. Ai făcut-o până aici, da? Da. Bun. Mai departe, ce n-ai reușit să faci? Haide, vreau să discut. Eu vreau să pătrund în mintea ta să am șansa să pot să ajut pe cei care se află ca tine. Te rog. Cu treiul ăla, acolo cu trei. Faptul că, vezi, citim pe bucățele. Viteza bicicletei este de trei ori mai mare decât viteza pe jos. Asta am scris. Și atunci am zis, asta e viteza pe jos, iar viteza bicicletei de trei ori. Vezi că îl reprezint, am nevoie, ochiul trebuie să perceapă figurativ care este situația. Da. Și că viteza medie, viteza mașinii, e de trei ori cât ăsta. Cum ăsta avea trei segmente, de trei ori, ori trei, sunt 9 segmente. Da. Așadar reprezint viteza pe jos, viteza bicicletei și viteza mașinii. Da. Viteza însemnând kilometri pe oră. Și acum zic, dacă într-o oră se întâmplă toată structura asta, toată aranjarea asta, toată e peste, valabilă pentru una H, 1 H. Pentru o oră este valabilă asta. Da. Și atunci zic, ia să văd eu cât timp merg fiecare în parte. Da. Primul merge o singură oră. Da. Adică face... Aș fi putut lăsa pentru o oră chiar segmentul ăla camărime, dar ca să nu se facă vreo confuzie, am luat spațiul acela, ar trebui să spun viteză ori timpul. Viteza fiind asta, timpul fiind de o oră, puteam să încep cu segmentul ăsta ca de aceeași lungime. Dar am făcut eu un pic, am exagerat aici ca să se înțeleagă că e vorba de spațiu, adică e vorba de lungimea unui segmentul acesta, fiind tot pe oră, putea să fie confundată cu segmentul acela. După care, am zis așa, da, fiindcă merge o singură oră, dacă ar fi mers 2 ore, George, dacă pe jos ar fi mers 2 ore, atunci eu trebuia să le iau de 2 ori mai mare. Da. Da, dacă într-o singură oră este aici, apoi în 2 ore ar fi trebuit să le iau dublu. Da. Dacă ar fi mers 3 ore? Trebuie... De 3 ori mai mare decât asta. Deci respectam unitatea asta de măsură și mergeam perfect. Bun. Și acum, fiindcă a fost o singură oră, foarte bine, același segment trebuia luat ca mărime. Distanța pe care o face cu bicicleta durează 5 ore. Păi dacă într-o singură oră el face atâta, dacă e de 3 ori viteză, având de viteză 3 ori mare, atâta face. 3 segmente de astea. Apoi în 5 ore,
Înseamnă că e de 5 ori asta. Și cum fiecare are câte 3, câte 5, 15 segmente. Foarte tare aici când leg problema. Deci desenez distanța parcursului cu bicicleta care fiind reprezentată de 15 segmente de acestea. Iar când mă duc la distanța parcursă cu mașina, cum zice că durează 3 ore, iar într-o singură oră am 9 segmente, o singură oră am 9 segmente, vedeți că am spus aici, tot ce vorbesc e pentru o singură oră aici. Cum durează 3 ore, înseamnă că am 9 ori 3, 27 de segmente. De segmentul 1, 2, 3 până la 27. Da. Și acum am acoperit toată distanța, de la A la B. Cu câte segmente de acestea? Cu 1, cu plus 15, 16 și cu 27, 43. Și ca să văd cât reprezintă un singur segment, împart. Câți kilometri are un singur segment? Împart pe 268 la 43 și văd cât are un singur segment. Dar acel un singur segment îl reprezintă chiar pe cine? Chiar distanța parcursă într-o oră pe jos. Da. Și am aflat că e 6 kilometri. Da. Și de acum, ca să văd cu bicicleta, înseamnă 6 ori 15. Da. Și respectiv cu mașina, 6 ori 27. Finalul este că obțin numele acestea, 90, 162 și 258. Da. Și aflu că este o treabă bună. Iar cât privește viteza, că autorul ne cer numai viteza. Viteza pe jos este, egală, acum răspund, 6 km pe oră. Răspund acum. Și am și răspuns aici. 6 km pe oră. Viteza cu bicicleta e de 3 ori cât asta. 3 ori 6, 18 km pe oră. Și viteza cu mașina e 6 ori 9, 54 km pe oră. Terminat problema. Da. Uite ce fericit sunt. Da? Deci așa gândim în fața problemei. Vezi? Eu ce fac, dragilor, cei care veți privi filmulețul acesta, nu fac decât să vă atrag atenția că dacă vă așezați la masă cu gândul în altă parte, la telefon, la butonial, la mă sună un prieten, că nu știu ce, n-ai nicio șansă. Și eu mă adresez tuturor prietenilor mei care stau pe internet și urmăresc lecțiile acestea și îmi spun așa, domnule profesor, dumneata ești cel care ne faci să gândim frumos. Ești un om frumos. Chiar așa citeam un mesaj. Ești un om frumos, că comunici bucuria asta și ne comunici nouă cum să ne așezăm la masă. Nu cu gândul în altă parte. Nu împins de mama sau de tata. N-ai nicio șansă. Nimic, dragul meu. Deci tot timpul trebuie să fii, să știi că lucrezi pentru tine. Este marea bucurie, este vremea ta. Acum este vremea ta. Că dacă astăzi nu faci ceea ce trebuie să faci, colegul tău, prietenul tău, pe care nu știi, de oriunde din lume, este foarte perseverent, foarte insistent și te-a depășit. Nu te mai poți așeza la masă cu el mâine. Rămâi să faci altceva. Altceva cu o muncă mult mai de jos. De aceea trebuie să fim în fiecare clipă atenți să facem lucruri la momentul respectiv. Nu când ajungi să faci împins de mama și tata, nu faci nimic în viață. Trebuie să faci tu, să vrei tu. Și eu, dragilor, v-am mai dat de atâtea ori exemplu lui Aura, cea care a luat în clasa a 6-a, locul 1 pe țară, 10 plin, și a fost o chestie formidabilă. Dar nu s-a ajuns acolo decât printr-o muncă extraordinară, dar nu de mine. N-am făcut nici o jumătate de oră cu ea vreodată. Ea tata spunea, material, tata, material, te rog să-mi dai material. Și eu îi aduceam material încât caietele erau până la nivelul biroului, parcă așa cum le văd. Ea cânta și lucra. Cânta și lucra. Și trăia de fiecare dată bucuria aceea rezultatului. Asta este lucru superb. George, acolo ajungem. Ține minte, cu prof online în discuție, n-ai decât o șansă asta. Mergem mai departe. Te rog, următoarea problemă. Dar cu cine am ales aici? Cu ce ne-am ales aici? Cu ce? Hai, care sunt lucrurile care ți-au ajuns la, au ajuns la sufletul tău și merită să le ții minte pentru toată viața? Trebuie să răspunzi la asta. Dacă ai fost impresionat de problema asta
Și ți-au ajuns niște lucruri la loc, la suflet, te rog să spui. Ce anume? Cu ce ne alegem de aici? Hai. Hai ca să audă și prietenii noștri. Știi, orice să-i înregistrează. Și eu vreau neapărat, vreau să-i văd angajat. Ei vorbesc acum prin vocea ta. Nu ai o altă șansă. Tu ești cel care spui. Cu cine am ales de aici? Da. Din problema asta. Cu bucurie că am făcut-o? Da, este superb. Cu bucuria că am făcut problema asta. Odată. Și altceva. Și altceva. Vreau neapărat. Adică de la tine poți să afli toți ceilalți care n-au șansă să fie lângă mine. Faptul că în momentul în care ne apucăm de o problemă, asta vreau să spun la tine. Cum trebuie, ce atitudine trebuie să avem noi ca să reușim? De bucurie? Nu, de învingător. Deci trebuie să avem atitudinea celui de învingător, acelui care reușește să o facă. Da. Și îți spui tu, ba, am să o fac, chiar dacă acum la prima citire nu mi-e clar, dar am să o citesc o dată, de două ori, de șapte ori, de 9 ori, mai rar, pe bucățele. Deci ne-am ales și cu știința de a aborda o problemă, ca mod de comportament, dar și ca tehnică de lucru. Aceea că trebuie să citim, să cunoaștem foarte bine ipoteza, ce elemente s-au dat în problemă, uite, ce mi s-a dat în problemă, ce mi s-a cerut și de acum rezolvarea însemnând. Iată, de data asta am apelat la metoda, cum se cheamă asta? Metoda figurativă sau grafică, da? Am simțit nevoia să figurez datele problemei aceea. M-am ajutat și de ochi. Am vrut și ochiul să participe. Asta, de asta, toate lecțiile mele se deosebesc în clipa asta de tot ce se întâmplă în lumea asta, pentru faptul că tot ce am vorbit aici, tot ce discutăm aici, vezi trăirea mea intensă, toată este în film. Prietenii mei, când dau de lecția asta, nu se mai pot desprinde de ea. O să le arătăm într-una din zilele astea cum anume se lucrează pe baza filmului lecției respective. Iar dacă ai acolo o bucată care nu ai înțeles-o, ți-a fost mintea în altă parte, acum când faci tu de un, o dai o dată de două ori, de șapte ori, până când, acolo înțelegi foarte bine. Dar trebuie să plece din sufletul tău, din interiorul tău, să plece dorința asta de a afla. Da. Haideți să mergem mai departe, George. Te rog să pregătești o altă problemă. Te rog. Denisa merge la cumpărături cu o sumă de bani. Să merge cu sumă de bani. Eu fi dat mulți, eu fi dat puțin. Nu știm. Din banii pe care are, poate cumpăra 6 acadele sau 4 ciocolate. Nu știm banii. Da. Și chiar tabla. Mi se pare că nu-i chiar corect. Dacă câți le-a avut la ea, dacă o ciocolată este mai scumpă decât o acadea cu 981 de lei. Ani greșeli înainte. Mulți o acadea și cu ciocolata chiar așa mare de care azi. Da, nu-i interesează numeric. Ce mi interesează, că vorbesc de unul singur, știți de ce fac acum? Hai să spun de ce. Că vreau să înțeleg problema, măi. Deci eu mă leg de tot felul de chestii, George, cu gândul să înțeleg problema. Mai spune o dată. Denisa merge la cumpărături cu o sumă de bani. Da. Din banii pe care îi are, poate cumpăra 6 acadele sau 4 ciocolate. Deci 6 acadele și? Sau 4 ciocolate. Sau 4 ciocolate. Deci din banii care îi are, adică cu toți banii, da. Ea îi poate da pe acadele sau pe 4 ciocolate. 6 acadele. Sau 4 ciocolate.
află cât lei a avut la ea dacă ciocolata este mai scumpă decât oapa, dacă 91 de lei. Dacă ciocolata e mai scumpă decât acadeaua. Deci fac așa acadeaua, fii atent ce fac eu. Acadeaua pentru segmente. Iar m-am îndrăgostit de segmentele astea. Da. Hai și tu, și tu, repede. Ai scris problema? Da. Acum, hai. Deci 6 are o sumă de bani, ies pe care nu o știu. O sumă de bani pe care nu o știu. Da, am scris. Da? Poate cumpăra 6 acadere sau 4, așa. Și că ciocolata e mai scumpă decât acadeaua. E mai scumpă. Acadeaua o fac așa pentru un segment. Mai faceți un segment și mai... Asta, asta e. Fac încă un segment și îi pun în continuare unul mai mic. Îi mai adaug ceva, segmentul ăsta, care se însemne cât? 600 sau cât de scumpă? 981. 981. Hai să spun așa. 981. Bun. Asta reprezintă prețul cui? Prețul ciocolatei. Da. Ajută-mă. Trebuie, nu se poate așa grafic, aș zice eu. Trebuie să facem, trebuie să reprezentăm așa. Cum să zic eu? Să luăm un cep, cum să zic eu? Nu se poate grafic, se poate. Nu se poate? Nu, nu se poate. E, nu avem prea mult, trebuie să avem și rezultatul ca să, adică, mă rog. Cred că aici e secretul, cu 981 de ăsta. Da, știu și eu. Asta este chestia. Deoarece în 981 trebuie să le adunăm și să scriem numărul 981 la ciocolată. Dar nu știu cum. A plus 981, ciocolată. Păi A plus 981, chiar așa am zis. A plus 981, o ciocolată, da? Da. Câte ciocolate ar putea cumpăra cu suma asta toată? Putem să scădem de la acadere sau punem la ciocolate. Nu? Băi, George, hai să reprezentăm 6 acadere. Da. 6 acadere ce înseamnă? Una, două, adică exact de aceeași măsuri. Haideți și tu. Una, două, trei, 4, 5, 6. 6 acadele, toată suma. Asta e suma. Yes. Da. Și aici, așa cum la ciocolată, reprezentăm, mai faceți un segment și puneți punctat tot 981. Mai faceți un segment, mai puneți punctat 981. De 4 ori 981, nu? Da, să fie de 4 ori 981. Și dar nu aș putea să zic așa. 4 acadele înseamnă, 4 ciocolate înseamnă de 4 ori au 1, 2, 3, 4, deci până aici sunt 4. Deci până aici sunt câți de a? Câți de a? Nu-s 4? Uite, 1, 2, 3, 4. Și de aici încolo sunt câte grupe de 981? Păi fiecare ciocolată nu înseamnă un A și ăsta? Că tu mi-ai spus așa să scriu. Să zic A plus încă o dată, da? Adică acest 981, nu știu cât să-l fac de mare. Și de aia am să spun, pentru două reprezentări, pentru două ciocolate, eu pun 2 de A și 2 de două segmente de astea care se reprezintă pe 981. Pentru 4 ciocolate, nu trebuie să pun 4 de A? 1, 2, 3, 4 de A? Că e un A plus o bucățică. Un A plus o bucățică. Da. Și eu pun pe cei 4 de A, aici am pus 4 de A, că am făcut reprezentarea, vezi, m-am legat de sus, A, de 4 ori. Și în continuare,
câți de 981 voi avea dacă fie într-o fiecare ciocolată care e una și încă ceva, una și încă ceva. Câți de al din 981 am în partea asta aici? Patru. Patru, mă! Asta e povestea. De aici așteptam la... Aici e momentul tare legășițului. Deci, fiindcă... Deci, în moment înseamnă și după aia se știe. Deci, fii atent aici. Două segmente înseamnă 4. Sigur că da. Două segmente înseamnă 4 ori 981. Deci două segmente de acestea, de sus, înseamnă 4 ori 981. Da. Înseamnă un singur segment cât este? Păi, deci este de 4. Păi, un segment 981 împărțit la 2. Ori 2. Ori 2, ori 2. Deci 4 din 981. Da. Deci ăsta are 2 dal din 981 și ăsta are iarăși 2 dal din 981. Da. Deci aici e momentul foarte tare, că am aflat un singur segment, da, care înseamnă 2 ori 981. Da. Deci 2 ori 981 egal lungimea unui segment. Adică 2 ori 1, 2. Da. 2 ori 9, 18. 2 ori 9, 18 cu 1, 19. 1982 înseamnă suma reprezentată de un singur segment. Da. 1982 este, dacă vrei, cât costă o acadea. Da. Deci asta e egal prețul unei acadele. A prins acadeaua. Da. Și dacă vrei să aflu care e suma toată, mulțesc cu 6. Da. Deci suma S va fi egală cu 1982 ori 6. 6 ori 2, 12. 6 ori 8, 48, 49. 9 și 4. Hai, ascultă-ți, nu da. Greșesc, urmărește tu mai bine, te las pe tine mai bine. Trebuie să pe aici. Apoi lucrează tu, mă lași pe mine, tu aștept să greșesc chiar și pe urmă să mă fac de baftă. Te rog. Cât a făcut? 1.005. Da, gata. 11.892. 11.892. Dacă am greșit, e povestea ta. Am fac eu acum încă. Păi eu nu am făcut. Mă las pe mâna ta. Bine? Gata. Dragilor, vedeți că nu am intervenit. Dacă el a greșit, am scris și eu greșit. E perfect așa, da? 11.000, da. 892. Calculați, dar nu puteți calculați? Nu, măi, dar nu mă ocup cu asta eu. Eu m-am ocupat cu ce? Cu raționamentul ăsta. Bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să nu știu și tabla mulțirii. Eu mai uit din când în când. Dar de aceea las pe cei care ne privesc și să corecteze ei dacă s-a greșit. Dar hai să ne întoarcem la problemă, că nu mă pot despărți de ea. Ce mult mi-a plăcut, George. Ce mult mi-a plăcut. Ce frumoasă problemă. Câți bani o ai în buzunar? Descoperi tu câți bani au avut dacă cumpără acadele și ciocolate. Acadele sau, foarte important, nu și ciocolate. Nu în același timp. În una din situație, ori acadele, ori ciocolate. Deci cu 6 acadele am acoperit suma.
Am zis bine, nu? Cu șansa candelei am acoperit suma. Dar cu patru. Și am ajuns aici, la segmentul ăsta. Dar tot atât, în varianta cealaltă, tot de ce ajungime trebuie să fii segmentul. Aici e foarte importantă chestia. Deci în varianta a doua, când mă duc cu ciocolate, trebuie să am aceeași lungime cu cele patru ciocolate. Da. Aceeași lungime, foarte important. Păi dacă un segment este 1982, nu? Deci dacă o ciocolată costă cât o acadea, dar are în plus 982, am reprezentat eu ceva mai mult decât. Puteam să fiu chiar până la jumătate. Și ar fi fost deștept eu. Da? 982. Dacă mă duceam chiar cu jumătate, fii atent, George, ce treabă bună, dar n-am știut. Am zis, băi, pun și eu acolo mai mult, mai puțin, nu știam cât de mult. În condițiile astea, de 4 ori au și jumătate, o jumătate, 2, 3, 4, adică o jumătate, 2, 3, 4, reprezentau chiar cele două. Da. De n-am fost inspirat. Abia când am observat că aici, că de 4 ori, 981, au rămas cele două segmente, atunci am simțit că este clar că e vorba de jumătate de segment. Că 981 reprezintă jumătate de segment. Acolo lungimea segment este 2981, iar la prețul unei acadere este 2981, nu? Cred că ați greșit acolo. 2981. Ați greșit. Ia să vedem. 2 ori 1, 2. Păi 2 ori 1, 2. 2 ori 8, cât face? 16. Spun 6. Și mă, așa mă. Da, mă. A scos din rugătură. Deci tu ai observat acolo că este o greșeală și noi ne făceam de toată bafta acum. Și s-a rămas scris. Dar profesorul online recunoaște. N-a fost atent. Un moment a fost de neatenție și gata, am greșit. Deci 2 ori 1, 2, 2 ori 8, 16. Da, așa, și acum trebuie ia să luăm punuța acolo, să calculez eu. Așa, mă, că totul s-a stricat. Da, mă, George, mă. Da, mă. Nu, 17.772. Da. Tu ai sezizat că am lăsat mâna la mulțirile astea, la chestia, pe mâna celui care ești tu, aici prezent. Eu aici eram foarte tare concentrat și aici m-ai și ajutat. De ce să mă spunem pe ce dreapta? M-ai ajutat pentru că aici am concentrat raționamentul foarte tare când am completat pe cele patru și bucățele acelea le-am pus la sfârșit. Și am sezizat că acele la sfârșit de 4 ori pentru fiecare acadea, pentru fiecare ciocolată te spună o echipă din 982, încă una, încă. Și atunci de 4 ori am acoperit pe cele două care au rămas. Asta e mezul problemei. Da. Poți să fii bucuros? Da. Scoate ochii de bucurie. Așa trebuie să se întâmple. Deci trebuie să zâmbim, trebuie să vedem frumusețea problemei, să ne aflăm în stare de bine. Este un moment de stare de bine, că am făcut încă o problemă. Și am prins acolo. Am dechis-o acela. Da? Schepsis, cum spui tu, da? Așa. Ia să vedem acum mai departe. Următoarea problemă. Următoarea problemă. Cu cine am ales de aici? Cu o greșeală. O greșeală, da. Concluzia este așa. Atenție multe, nu-ți permiți să stăm, nu-ți permiți să stai deoparte. Trebuie să fii conectat la matematică la maxim. Da? Deci un moment de neatenție te costă. Da? Să zicem, George. Altceva? Următoarea să ziceți bine. Așa. Și încă cu ceva ce ți-a plăcut ție. Din nou, metoda figurativă pare să câștige teren. Da, cam altfel. Un fel mai ciudat. Da, da. De fiecare problemă nu seamănă cu cealaltă anterioară, ci ea are ceva acolo, însă tu te folosești de reprezentarea asta grafică pentru ca să poți îl rogi ca și ochiul să te ajute. Asta facem. Poftim? Nu. Da, zi tu. Acum, altă problemă e vorba. Da. Bine, Raluca are de două ori mai multe cărți de povești decât Cristina.
Da? Dacă Raluca citește dintre ele, iar Cristina două. Dacă Raluca citește? Dintre ele. O parte dintre ele, nu? Da. Citește trei dintre ele. Așa. Era băgați între ecou. Am înțeles, da. Trei dintre ele, iar Cristina două, cât o dintre cărțile citite devine trei. Da, păi. Află câte cărți au făcut Raluca și câte. Băi, mai citești odată. Știu. Deci, Raluca are de două ori mai multe cărți de povești decât Cristina. Deci Raluca are de două ori mai mult decât Cristina are atât. Da. Cristina atât. Ea începe cu figurativa, da? Metoda figurativă. Dacă simplă. Nu merge, da... Mă duc la altă idee, dar deocamdată, fiindcă e de două ori. Da. Deci Cristina are atât și Raluca are câte? Dublu. Da. Că e de două ori, ai zis, nu? Da. Da? Dublu. Asta Cristina și aici Raluca. Am reprezentat pentru un segment numărul cărților pe care le are Cristina. Da. Iar la Raluca, sigur că dublu. Mai da. Departe. Dacă Raluca citește din trei dintre ele, iar Cristina două. Deci Raluca, în paranteză, citește trei din cele pe care le are. Din da. Trei ele. Iar Cristina două. Da? Două. Dintre ele, citește două, da? Citește două. Două, atunci? Cotul dintre ele, dintre cărțile citite, devine trei. Cotul dintre cărțile citite devine trei. Cărțile necitite? Citite, da. Aha! Deci aici mușcăm două. Deci mușcăm două din ele, da? Da. Aici mușcăm cât? Trei. Da. Și câtul? Câtul dintre cărțile necitite? Văd că atâtea mi-au rămas la... Da. La Cristina au rămas mai puțin două. Da. La Raluca... A rămas segmentul ăsta? Da. Trebuie să mai descurc. V-am prins cu problemă. M-ai prins, da. Dar știi ce fac acum? Mă angajez foarte tare. Deci în momentul de față, George, fiindcă m-ai prins, eu trebuie să am starea de concentrare maximă. Mi-aș permite eu să fiu un pic mai lejer dacă nu s-ar înregistra. Dar se înregistrează. Acum trebuie să prind problema. Atenție! George, dacă aș lua segmentul ăsta și l-aș încerca să-l cuprind în ăsta, ar trebui să meargă de trei ori. Dar ăsta, atenție, dacă iau segmentul ăsta după ce am ciugulit 2 și vreau să văd de câte ori se cuprinde în segmentul ăsta în care am luat deja 3 deoparte. Da. Da? Trebuie ăsta de aici, așa, să se cuprindă de 3 ori în ăsta. Deci, o dată, de două ori și de trei ori trebuie să ajungă. Da. George, hai să mă ajut și tu. Că sunt într-un moment dificil. Da. Deci eu recunosc că sunt într-un moment dificil. Și am nevoie de ajutorul tău.
tracane devine mai bună decât cafeaua? Ce spui tu, George? Să beau o cană de vin sau să continui cu cafeaua asta? Depinde cum socot eu, că merge treaba. Da. Nu, mai, hai să încercăm așa, fără cană de vin. Să vedem ce ies. Ce îmi spune? Să aflu câte cărți are Cristina și câte... Nici nu știu ce mă... Aici cere... Aflu câte cărți de povești Aura, Luca și câte Cristina. Asta, mă așteptam că asta trebuie. Băi, măcar mai... Să punești. Cristina câte are, Raluca câte are. Dar asta trebuie să fac. După ce am dat cu astea două, deoparte... Nu mai sunt. Deci aici, și mă rămas astea, segmentul ăsta trebuie să se cuprindă în ce a rămas, după ce l-am dat și pe astea trei deoparte, trebuie să se cuprindă de trei ori. Aici e miezul problemei, trebuie să găsesc ideea. George, te concentrează, să mă ajuți, că dacă sunt într-o situație dificilă și nu pot, totul poți să mă ajuți. Știi ce mi se întâmpla la clasă? Când aveam probleme de astea dificile? Unul din clasă m-a ajutat. Vine cu o idee. Acum ești numai tu. Baza toată e pe tine. Toți prietenii noștri care vor vedea filmul au o singură variantă acum. Te-au pe tine. Păi putem să scădem din numărul cărții de la Luca pe cele de la Cristina. Și ne dă un segment și unul. Stai, cum spui tu? Deci, dacă scădem din cărțile la Lucăi, pe cele ale Cristinei, da, da, adică da. Ne dă un segment și un. Nu? Deci dacă scădem din ce a rămas de la Cristina necitit. Da, și pe... Ne dă un segment și unul. Deci tu spui că ne obținem... Un segment și unul. Deci dacă încerc pe ăsta să-l cuprind, da, aici, ar veni o dată în care am pierdut două. Da. Deci am pierdut pe doi ăsta. Fii atent, că ne prindem de problemă. Ești atent? Da. Deci fii atent ce șmecherie vine. Deci vine odată. Hai să mai iau odată. Îmi vine să cred că putem face. Opa, acum o facem. Ai ajutat, să știi. Acel unul ăla cred că mă prind de problemă. Deci, George, tu ai spus așa. Da. Hai să luăm acum. Pe segmentul de aici să-l punem jos, da? Da. Și necitite ar rămâne partea asta. Adică două din ce a fost înainte, două cărți sunt aici. Da. Și dacă îl mai pun o dată, deci dacă îl mai pun o dată ăsta necitite, înseamnă că mai pierd din lungimea lui încă două. Da. Două le-am pierdut aici, două le pierd în partea asta, până în momentul de față am pierdut patru. Pun patru aici. Că, George, fii atent că șmecherea e tare de tot. Da? Deci două sunt pierdute aici. Eu l-am pus încă o dată. Și la cele două le pun la capăt. Da? Le pun la capăt și am două și cu două, patru. Cu aceste patru, George pierdute, cum fac eu, mai George, mai aici? Am mușcat 3 cu
O citit ea trei. A rămas unu. Deci a mușcat trei. A rămas unu. Iar acest unu trebuie să fie, atenție, acest unu trebuie să fie a treia oară când se cuprinde. Da. George, deci noi am mușcat trei și acum a rămas aici un unu. Dar acest unu este a treia oară trebuie să se cuprinde cărțile necitite. Înseamnă că necitite sunt, înseamnă o singură carte, una carte. Necitită. Insist. Păi ce tare e problema, dar trebuie să fac figura mai mare, că nu e clar acum prea bine. Fac așa. George, fii atent. Și deci, zicem așa. Printr-un segment reprezint cărți necitite. Da? Și prin două segmente, cărțile pe care le-a citit Cristina. Da? Două segmente. Înseamnă că la început au avut, așa cum e și mie raționamentul, a avut trei cărți Cristina. Da? Trei cărți. Că două le-a citit și una e rămas necitită. Raluca are dublu odată și cum am aici 1, 2, 3 segmente, 1, 2, 3 segmente, iarăși 1, 2, 3 segmente. Da. Raluca are înseamnă 6 cărți. Da. Și asta ar avea câte 3 din început. Da. Ea citește 2. Mai rămâne o carte. Rămâne o carte, da. Necitită. Necitită. O carte necitită. Raluca citește câte? 3. Da. 3. Deci, citite. 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 Și, după etapa asta, astea sunt cărțile lui Raluca necitite. Da. Iar aici sunt cărțile lui Cristina necitite. Câte sunt? Câte segmente sunt? 3. Da. Zice, din clipa asta, dacă faceți împărțirea cărți necitite de a lui Raluca, împărțit la cărți necitite a lui Cristina, 3 împărțit la 1 egal cu 3. Da. Câtul împărțirii este 3. Da. Fantastic. Superbă problemă. Câtul împărțirii cărți necitite de la Raluca la cărți necitite de la Cristina înseamnă câtul împărțirii 3. Adică ăsta necitit se prinde de 3 ori. Una, două, trei. Da. Perfectă problemă. Da. Dar să vezi că tot la tine a fost secretul. M-ai văzut că te eram din panic? Ți-a fost milă de mine. Da. Așa. Zice, stați că e unul ăla. 3 și cu 4, 1. Ai văzut că de două ori se repetă? Păi foarte tare problema. Și unul ăla se joacă, care va fi a treia oară care se... Și unul este al treilea segment. De ce eu merg pe urmă cu unul? Dragilor, trebuie să... Asta este situația, o recunosc. Deci eram în panică, na, dacă s-aș filmat. E clar. Da? Deci, după ce am zis 2, vezi, am reprezentat pe ăla mai mare, am zis că are multe cărți acolo. Și segmentul mai mare, necitite și citite. Dar a fost invers. Cele necitite trebuiau un singur segment, iar cele citite, iată, de dublu, după ce am simțit unul ăla. De fapt, hai să spun, ți-am furat ideea, hai că sunt corect, sunt cinstit. Ți-am furat-o. Pentru că i-am zis, 4 le-am pus în capăt, 3 am citit, 1 a apărut, dar acel 1 trebuie să fie a treia oară. Da. Deci, cel segmentul acela trebuie să fie de 1. Așa m-am gândit și eu. Și până am făcut, fac desenul din nou, a fost eu artist aici.
ca să nu se